sunt Andreea și vreau să vă zic despre experiența mea în proiectul de la vocație prin experiență la performanță. În primul și în primul rând am făcut această scrisoare de motivație. Am avut o întâlnire, toți cei care am intrat în proiect, a fost foarte drăguț, oamenii foarte înțelegători și foarte primitori. Apoi am făcut testul acela vocațional care mi-a dat un răspuns la care, sincer, eu mă așteptam. Numai că n-aș fi vrut să-mi dea răspunsul acela, dar e ok. Apoi am făcut un internship în marketing și comunicare. De fapt, nu. Întâi, înainte de internship, am avut parte de o consiliere psihologică și vocațională cu un psiholog și un consilier vocațional, care a fost o discuție foarte deschisă și foarte drăguță și mi-a plăcut extraordinar de mult faptul că am putut să le expun problemele mele și dacă am avut ceva să întreb, mi-au răspuns cu cel mai mare drag. Apoi am făcut internship la Deci Se Poate în marketing și comunicare, unde mi-a plăcut extraordinar de mult și am cunoscut niște oameni geniali și mi-a deschis foarte multe uși, să zicem, acest internship, pentru că am o experiență. Am fost la muncă, să zicem. Dar îmi pare rău că s-a terminat, dar mă bucur că am avut șansa să particip la acest proiect și chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult și vă mulțumesc extraordinar de mult!